Eu n-am pomenit perioadă mai fericită în viața mea decât cea de copil, de adolescent. Am mai spus-o eu, cum spune poetul, eram peste toate stăpân. Aveam o bucurie de a trăi în sărăcie extraordinară. S-a făcut un clasament al celor mai bune 10 filme românești, 40 de cronicari, mai tineri, mai puțin tineri, au alcătuit acest clasament și m-am bucurat enorm să văd că Reconstituirea e pe primul loc. Să ai șansa să joci într-un film care e pe primul loc într-o istoria cinematografiei unei țări, e o bucurie și numai acest film, dacă îl făceam și eram mulțumit.